Primarul de Șoldănești își păstrează fotoliul. Prin hotărârea sa, instanța de fond a respins solicitarea acuzatorului de stat privind suspendarea lui Alexandru Tinică din funcția de primar al centrului raional. Amintim că în ședința din 30 aprilie, curent, judecătorie Șoldănești a purces la examinarea dosarului penal în care edilul orașului și alți doi subalterni de-ai săi sunt învinuiți pentru abuz de serviciu și înstrăinarea bunurilor materiale. În debutul ședinței, procurorul raionului a cerut suspendarea din funcție a lui Alexandru Tinică. Atât avocatul, cât și primarul consideră solicitarea acuzatorului de stat ca fiind nefondată. Primarul a apreciat ca fiind fals procesul verbal privind aducerea forțată a dumisale în instanță. Din acest motiv, edilul a solicitat anularea acestui document. Atunci, instanța a anunțat o pauză. După examinarea demersului, judecata a respins solicitarea procurorului. A respins demersul procurorului și la care am finanțat cu faptul că s-a înținut că măsura procesorului de poate să fie suspendarea previzorii din funcție de primar al orașului Șoldănești. Încheierea poate fi atacată cu recurs la curte de apel. Continuarea examinării dosarului a fost stabilită pentru 5 și 6 august curent.